Suntem la un vantage point unde avem o priveste frumoasă asupra orașului Brașov. Dimineața. Suntem în Brașov și ninge ca în povești. Suntem lângă hotelul Arrow Palace și căutăm ceva de mâncare. Strada Michael Weiss, în drum către centrul Brașovului. Se pot observa pe ambele părți clădiri mai restaurate, mai puțin restaurate, dar frumoase, care dau caracterul istoric al orașului Brașov. Thank you.
În Piața Sfatului și s-a înseninat un pic. Și să facem un 360 acum. Să vedem clădirile frumoase din centrul istoric al Brașovului. A, și sus acolo, unde se vede Brașov. Chiar a ieșit puțin și soarele. Dimineața ningea, acum e soare, deci s-a schimbat destul de mult vremea. S-a și topit puțin zăpada pe aici prin Brașov, nu mai e atât de frumos și alb totul, e na, mai multă mocirlă acum. O să o luăm prin Pasajul Iubirii sau cum se numește? Să mergem spre Piața Mică. Da, nu mai scrie cum se cheamă Pasajul Iubirii acum. E un consulat. Acum ne apropiem de Tunelul Iubirii. Să vedem dacă data asta l-a nimerit. Piața George Enescu. Și restaurantul nostru preferat de fratii. Ei, dar care nu are locuri pentru că în weekendul acesta a fost foarte solicitat. Și am înțeles că au foarte puține mese înăuntru și nu aveam de gând să mâncăm afară. Totuși că acum sunt minus 5 grade, de exemplu, și e cald. Cred că este chiar maxima zilei de astăzi. Și ne dătăm către Piața Mică. Hai să întrebăm. Și acum o să mergem la celălalt restaurant preferat al nostru. Bistro del Arte. Al meu. Da, al meu nu este pe lista mea și nu cred că o să mai merg niciodată la ei din motive pentru care, pe care nu le pot spune acum ca să nu le stric renumele. Frumoasă partea asta, un pic mai ascuns a Brașovului, n-am mai fost de mult aici. Aici odată am luat masa de Crăciun, am Rosenanger sau cum se cheamă? Rosenanger, ok. Și este un restaurant cu specific austriac, dar, sau german, nu știu că acum vă care reșnițele germanele. Și bere germană, da. Dacă era austriac, probabil ar fi fost austriac.
chinui. Ok, și aici este Bistro de la Arte, care nu-l mai cheamă așa. Sau e următorul, sunt două acum. Și pentru două secunde... Ba, da, Bistro de la Arte. Și la masa asta de aici, foarte frumoasă. Am băut un ceai și am mâncat un desert la un moment dat și n-a plăcut mult atunci. Și cam asta a fost piața Georgenescu. Ne-am întors pe strada Michael Weiss, unde este și Chaun și Prato și la birou era mai multe restaurante celebre de aici din Brașov. Pe strada aceasta mai fost ieri însă și când ningea și era mai frumos. Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa, nu știu, dar din România așa se zice. La un moment dat curățaseră grafitii ăștia de pe pereți, dar acum văd că i-au lăsat, nu știu exact. Nu fac față. Ori nu fac față, ori fi zis, bine fraților, lăsați grafitii, nu știu. Din, da, da, din cultura urbană. Da, da, să nu ne lăsăm mai pe jos. Uite, ceva drăguț aici. Că au pus ghirlanda asta? Nu, 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 în dreapta aia, era... A, da, 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 arăta bine acolo, mi-a plăcut, da. Ceva. O cazare, ceva. Sau ceva, da. Și aici era un muzeu al pompierilor, când am făcut noi quest-o odată, uite. A, nu era și, da, și erau și niște chestii de pompieri aici, art. Coffee and souvenirs. Mă, dar ce pustiu e acum. Da, când am făcut quest-o și trebuia să cauți într-o cutie poștală ceva, dar nu mai era evident. V-a plăcut acest vlog. Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!